Bună ziua, prieteni! Ca noi toți avem copii nepoți și când se apropie ziua de naștere, nu știm ce să le luăm, să le facem o surpriză, dar nici să nu-i întrebăm, nici să nu bănuiască. Problema e că la o anumită vârstă, deja adolescenții nu mai preferă nici hainele, nici păpușelele, nici dulciurile. Și atunci, ei da! Tinerii din ziua noastră preferă aparatură electronică de ultimă generație, telefoane, gadgeturi. Și pentru că se apropie ziua unei persoane foarte dragi mie, m-am gândit să-i ofer acest kit complet, tastatură, căști și mouse special pentru jocuri. Da, mare modă cu jocurile astea, dar credeți-mă, dacă jocurile nu sunt agresive, sunt un adevărat exercițiu pentru minte, dezvoltă atenția distributivă, toate simțurile lucrează. Și bineînțeles, când joci jocuri online, dorești să ții și legătura cu ceilalți jucători. Așa că niște cărți performante, care au și microfon, sunt tocmai binevenite. Un mouse arcălui desen amintește de Terminator. Da, un desen futurist. Cuprinde și o parte tehnică, cuprinde, bineînțeles, și suportul pentru mouse cu un desen pe măsură și o tastatură de ultima generație, foarte frumoasă, care o să le placă, cu care vor juca jocurile preferate. Foarte mulți spun că tinerii pierd timpul jucând jocuri online, dar pe lângă faptul că le dezvoltă foarte mult atenția, pune creierul în mișcare, deoarece trebuie să fie atent, să urmărească, își dezvoltă efectiv toate simțurile, vreau să vă spun că un studiu al Academiei Britanice a constatat că cei mai buni medici chirurgi sunt cei care joacă jocuri pe internet. Pentru că, așa cum v-am spus, aceste jocuri stimulează dezvoltarea tuturor simțurilor. Avem o generație nouă, tânără, inteligentă, care știe ce dorește de la viață, așa că adio păpușele, adio hăinuțe și bombonele, bunico bagă mâna adânc în buzunar și cumpără-i nepoțelului un lucru care să-i placă și să-i folosească. Nu numai la jocuri, o să învețe de pe internet foarte multe lucruri interesante. Același studiu britanic a observat că persoanele în vârstă, dacă participă la jocuri pe internet, își mențin mintea tânără. Mai greu să facă Alzheimer, deoarece exercițiul minții este ca antrenamentul pentru mușchi. Așa că bunici și bunicuțe, nu vă lăsați în fotoliu uitându-vă la telenovele, mergeți lângă nepoței să vă învețe să jucați jocuri. Și credeți-mă, n-o să regretați. O zi bună, dragi prieteni!